Reprezentanții primăriei Râmnicu-Sărat au obiective îndrăznețe și în acest an. Șefii administrației locale și-au propus continuarea, dar și demararea unor noi investiții de anvergură pentru dezvoltarea comunității. Investițiile în educație, în sistemul medical, dar și în celelalte instituții publice locale vor fi principalele ținte de atins în 2024. Proiectele de dezvoltare, proiectele care implică educația copiilor noștri, condițiile din școală, din spital, din celelalte instituții publice. Aceasta este, dacă vreți, linia pe care dorim să mergem și anul acesta. Anul acesta, în municipiul Râmnicu-Sărat, vor demara investiții importante și în rețele de apă și canalizare. Acestea vor fi modernizate și extinse pe mai multe străzi din oraș. Vestea bună este că peste doar câteva zile, respectiv pe 15 ianuarie, constructorul care a fost deja desemnat ca și câștigător al contractului de lucrări numărul 10, cel aferent municipiului Râmnicu-Sărat și alte câteva localități, dar ne interesează în mod special Râmnicu-Sărat. Deci este vorba de câțiva kilometri de rețele de apă și canalizare care vor fi extinse și reabilitate de asemenea. Un alt obiectiv important vizează reabilitarea mai multor străzi, cele mai importante fiind sectoarele de drum de pe drumul european DN2 E85. Cel mai important proiect care vizează modernizarea străzilor este, am anunțat deja, este în etapă de evaluare a ofertelor. Cred că într-o lună de zile vom și semna contractul cu constructorul care va fi desemnat și va implica 14 străzi din cartierul Bariera Focșani, dar și întreaga lungime a tronsonului din drumul european care traversează Râmnicu-Sărat, ieșirile spre Podgoria, spre Grebonu. Deci sunt lucrări extrem de importante pe care le-am programat să se întâmple anul acesta. Ne dorim să fie lucrări de foarte bună calitate și de aceea suntem atenți la modul în care reușim să le integrăm în celelalte proiecte de infrastructură. De asemenea, autoritățile din Râmnicu-Sărat și-au propus și anul acesta mai multe investiții cu bani de la bugetul local.